Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Medical. Sunt Monica Săplăcan și în această seară, alături de noi în studio, se află doamna dr. Măginean Corina, medic primar pneumolog, președinte secțiunea de tabacologie a Societății Române de Pneumologie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a fi astăzi și de a discuta despre un subiect, să-i spunem la modă, dar care are implicații majore în starea de sănătate a populației. Așadar, ați intuit, subiectul emisiunii noastre îl reprezintă efectele fumatului, fie că este fumat activ, fie că este fumat pasiv, consecințele lui asupra stării noastre de sănătate. Așteptăm întrebările dumneavoastră la telefonul emisiunii afișat pe micile dumneavoastră ecrane. Așadar, doamna doctor, fumatul este un fenomen foarte des întâlnit. Din păcate, îl întâlnim la persoane din ce în ce mai tinere, dar și la persoane adulte și chiar vârstnice, cu toate că sunt atât de mediatizate riscurile și efectele acestui, obicei. O să vă ajut eu pentru că în definirea fumatului, fumatul la nivelul lumii medicale este cunoscut ca și boală cronică recidivantă. Deci asta aș dori în primul rând să rețină telespectatorii dumneavoastră că fumatul nu este un obicei, fumatul nu este o modalitate de a socializa mai ușor, nu este o modalitate de a integra mai ușor într-un grup, ci fumatul este boală. Și o să vă explic și de ce. Cu fiecare țigară pe care un fumător o aprinde, în organismul lui intră două categorii de substanțe. Una este nicotina. Nicotina este considerată de Organizația Mondială a Sănătății drog. Persoanele care fumează sunt persoane care se droghează. Nicotina este considerată un drog la fel de periculos ca și heroina și cocaina. Ea dă dependență. În momentul în care o persoană fumătoare dorește să abandoneze fumatul, pentru că majoritatea fumătorilor încearcă abandonarea fumatului de nenumărate ori, apar niște simptome ale lipsei drogului din organism, manifestate prin nervozitate, agitație, transpirații, tremurături ale mâinilor, și atunci persoana, pentru a cupa aceste simptome, este nevoită să își aprindă din nou țigara. Pe lângă nicotină, deci încă o dată, dependența organismului uman de o substanță chimică este considerată boală. În cazul tabagismului, dependența este față de nicotină. Pe lângă nicotină, cu fiecare țigară pe care fumătorul și-o aprinde, în organismul lui intră aproximativ 3-4.000 de substanțe chimice, dintre care cel puțin 60 au fost dovedite științific de a produce diferite forme de cancer. Cancerul cel mai frecvent întâlnit la persoanele care fumează fiind cancerul de plămân. Apariția acestui tip de cancer este direct proporțională cu numărul țigărilor pe care o persoană le fumează în fiecare zi. Persoanele care fumează până la 20 de țigări pe zi au un risc de 8 ori mai mare de a dezvolta cancer de plămân. Persoanele care fumează peste 20 de țigări pe zi au un risc de 16 ori mai mare de a dezvolta cancer de plămân. De asemenea, în apariția cancerului pulmonar, un rol important îl are vârsta la care persoana se apucă de fumat. Cu cât această vârstă este mai tânără, cu atât efectele sunt mai complexe și apar mult mai repede. Din păcate, ne confruntăm în ultimii 2 ani, 3 ani, cu apariția neoplasmelor pulmonare la vârste din ce în ce mai tinere. Am avut tumori maligne pulmonare la vârste de 25 de ani, 30, 33 de ani. Iar un alt factor care contribuie la apariția neoplasmului bronhopulmonar este legat de perioada în ani în care persoana este fumătoare. Practic, cu cât o persoană fumează un interval mai mare de timp, cu atât riscul de apariție a cancerului pulmonar este mult mai mare. Aș dori un pic să mă opresc asupra acestui tip de cancer. Din păcate, neoplasmele bronhopulmonare sunt neoplasme cu o agresivitate foarte mare. Iar o altă caracteristică a acestui tip de neoplasme este legată de faptul că debutul lor este insidios.
Cancerul pulmonar nu dă simptome decât atunci când, din punct de vedere terapeutic, uneori este depășit. Când intervenția chirurgicală nu se mai poate face, rămânând ca și tratament pentru rezolvarea acestei probleme, tratamentul oncologic. Orice fumător care prezintă în evoluția sa modificări ale caracterului tusei, observă că această tuse este mai frecventă, apare dimineața, este însoțită de modificarea expectorației, în sensul că această expectorație devine mai abundentă, uneori observarea în expectorația unor fire de sânge trebuie să-l îndrepte către medicul de familie, ulterior către medicul pneumolog pentru investigații suplimentare. Un alt tip de cancer frecvent întâlnit la persoanele care fumează este cancerul de laringe. Da, aș vrea puțin să vă opriți, știți de ce? Vreau să vă întreb. Dacă o persoană care fumează și ați spus că atât de târziu aflăm despre acest cancer, că se instalează practic această insidios boală, da, dacă ar consulta medicul o dată pe an, ar putea să afle mai repede și ar putea să beneficieze de tratament? Acum depinde foarte mult de fumătorul care are grijă de sănătatea sa, pentru că am specificat, orice apariție a unui simptom, orice modificare a unei tuse, care în general la un fumător există acea tuse matinală cu expectorația mai negricioasă, mai colorată, deci orice modificare trebuie să fie un semnal de alarmă. Există țări în lume și printre care ne numărăm și noi, în care oamenii au posibilitatea ca orice persoană care fumează cu vârsta peste 45 de ani, dacă dorește, să se facă un screening bronhoscopic. Practic, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, se poate adresa secției de pneumologie a Spitalului Clinic Județean Mureș și este programat pentru efectuarea unei bronhoscopii, chiar dacă persoana este asimptomatică, dar dacă îndeplinește criteriile, vârstă peste 45 de ani, fumător de peste 20 de țigări pe zi, pe o perioadă de peste 20 de ani, poate să beneficieze de această investigație ca și metodă de screening. Este important, mă gândesc, pentru că la un moment dat, după 45 de ani, te gândești mai mult la sănătatea ta. Atunci când ești adolescent, te gândești că ai o viață întreagă înainte. Da. Și îți asumi riscurile altfel. Dar la 40 ai deja întemeiat o familie, ai copii, vrei să ai grijă de ei, poate vin și nepoții. Și atunci aceste screening-uri cred că sunt binevenite și cred că este bine să accentăm și faptul că fumatul este o boală, nu un obicei, da, așa, deci cum îl vede și cum crede toată lumea. Noi am realizat un material și haideți să vedem de ce fumează oamenii din jurul nostru. E un tabiet, o afinitate. Îmi place să mă joc cu fumul, cu senzația de a fuma, cu toate că știu că nu face bine. M-am apucat de fumat acum vreo 15-20 de ani, cred că. M-a indus în tainele fumatului, vorba vine, un vecin de cartier. Mi-a dat o țigară. Am fumat, cred că 2-3 fumuri din țigară, după care 2 zile am fost bolnav, spunându-i mamei că m-am răcit. Țigară foarte tare, dar am început să fumez mai puternic în perioada liceului sau la final de liceu. Eu nu știu, n-au abinție ca să lăsă fumatul. Știți? Că dacă ar fi puțin putere în ei, știți? Ca să se gândească și la alții și să vadă că ce se întâmplă din cauza fumatului, atunci n-ar fuma. Dar nu dau seama, adică nu îl interesează. Foarte greu ca să te lași de fumat. Fiindcă asta e un fel de drog și asta nu e adevărat. Eu nu cred că dacă fumează cineva, cum să liniștește și nu știu ce. Momentan, dacă urmă tot vine și nervii și toate vin înapoi așa. Lumea fumează pentru că este un obicei, îl dobândesc de la anturaj. Am citit că se și moștenește, dacă în familie există fumători, se poate transmite. E o ocupație de timp liber. Nu cred că este un obicei de care te poți lăsa ușor. Din cauza anturajului, dacă ești într-un mediu unde toată lumea fumează,
E o activitate care e foarte greu de lăsat. Da, am fost tentat să fumez, doar că nu m-am apucat niciodată. Adică știam că nu e ok și știu că nu e ok și... M-am apucat de fumat pentru că am avut niște probleme. Cum zicea și el, stres și anturaj și cam atât. M-am lăsat de fumat și da, a fost greu și încă este, dar se poate. Mă simt bine, eliberată. La noi cam aproape toată clasa fumează. Gen, sunt vreo 2-3 colegi care nu fumează, dar și aceia au încercat vreodată, deci nu prea există persoană la noi în clasă, cel puțin, care să nu fi încercat vreodată să fumeze. Din punct de vedere religios, e foarte rău, pentru că în moment ce ești dependent de un lucru, nu mai ești liber, exact. Nu știu, pentru unii este și un mod de a socializa, un motiv de a ieși la o cafea, la... Nu știu, sincer să fiu, pentru că nu fumez. Mă gândesc că astea ar fi motivele. În general știți cum se spune, cine se seamănă, se adună. Deci, în principiu, dacă se fumează, toți sunt fumători în gașcă, dacă nu, mai puțin. Am fost în școala militară, 3 ani de zile, am primit țigări și eu dădeam țigările la colegul meu și ea îmi dădea untul. 3 ani de zile. După 2 ani de zile, l-a operat de stomac și eu a fost bărbat. Soțul meu a fost fumător la vârsta de 16 ani și era un mare fumător, fuma peste 2 pachete. A făcut o intoxicație de nicotină și a venit acasă și era rău și am zis, tati, asta e intoxicație de nicotină. Și radiologul de atunci era un prieten al lui, cunoștea, erau aceeași vârstă și a întrebat, măi, câți ani ai tu? Zice, dar cum, nu știi câți ani, cât ai tu, dar spune-mi. Am, nu știu, 30 și cât a avut, pentru că plămânul tău are 70 de ani. Sunt foarte mulți care fumează. Și eu am fost în trecut fumător, dar nu fumez de 20 de ani. Dar după ce m-am lăsat de fumat și am fost odată internat în spital, a fost o întrebare foarte firească pusă că dacă fumez, am spus nu, de când la întrebarea la care am răspuns că de 7 ani și să știți că după rezultate încă aveam urme de la fumatul pe care, deci de la țigările multe care am fumat în anterior. Așadar, fumăm din diverse motive, ne apucăm la vârste fragede, unii reușim să ne lăsăm, alții poate nu avem voință, dar așa cum ați spus, este un drog și este nevoie de mult mai mult decât de voință ca să te lași de fumat. Poate e nevoie și de psihoterapie. Aș dori să discutăm puțin despre faptul că România are în derulare din 2007 un program național care se numește Stop Fumat, care oferă medicație și consiliere gratuită tuturor fumătorilor care doresc să se lase de fumat. În județul Mureș, fiind tratați în această perioadă de 8 ani, 9 ani imediat, aproximativ 5.000 de fumători. Deci noi prin aceste lucruri ne-am aliniat la cerințele internaționale. De asemenea, legea care a fost promulgată la începutul acestui an și pusă în aplicare din martie 2016 vine să limiteze oarecum acest fumat în locurile publice, în spațiile publice închise, protejând astfel pe nefumători. Pentru că fumatul nu este periculos numai pentru starea de sănătate a persoanei care fumează, ci din păcate, spre deosebire de alcool, care influențează, să zicem, doar persoana care consumă alcool și poate mediul familiar al acesteia, fumatul poate să aibă efecte destructive și asupra celor care sunt nevoiți din diferite motive să stea în preajma persoanelor care fumează. Este așa numitul fumat pasiv. Fumatul pasiv are efecte destul de nocive, la fel de nocive poate ca și fumatul activ, pentru că cei care nu fumează sunt expuși la substanțele chimice din fumul de țigară, care acel fum de țigară este fumul care iese prin capătul arzând al țigării, nemai beneficiind astfel de filtrarea prin filtrele pe care le conține o țigară
obișnuită. Fumatul pasiv are efecte dezastroase, în primul rând asupra femeii gravide, în primul rând asupra copiilor care, din păcate, nu pot și nu au modalitatea de a se apăra. Pentru că o persoană adultă, dacă nu dorește să stea, așa cum a spus o telespectatoare a dumneavoastră, dacă nu dorește să stea într-un mediu unde se fumează, este liberă și poate să părăsească spațiul respectiv. Dar având acum această lege, și acești oameni sunt protejați de efectele pe care poate să le aibă fumatul pasiv. Ce se poate întâmpla la o gravidă care este expusă fumatului pasiv sau care fumează ea însăși? Din păcate, sunt efecte deosebit de grave asupra produsului de concepție, asupra viitorului făt. Copiii proveniți din mame fumătoare sunt copii care se nasc cu o greutate sub 2500 de grame la naștere, sunt copii care prezintă un retard de creștere, sunt copii la care pot să apară diferite malformații, sunt copii care sunt mult mai agitați, femeile care fumează au o tendință de două ori mai mare de a opri alăptarea la sân și fumatul nu se moștenește genetic, așa cum a spus un telespectator de-al dumneavoastră, ci obiceiul de a fuma, fiind văzut de copil în familia respectivă, îl va prelua și el. Din păcate, asistăm la o creștere a procentului de fumători printre adolescenți și, din păcate, fumatul începe la vârste foarte tinere. Am avut un studiu efectuat cu aproximativ 12 ani înainte, în care cea mai mică vârstă la care am găsit fumatul ca și debut a fost de 6 ani. Gândiți-vă ce efecte dramatice poate să aibă cele 3-4 mii de substanțe chimice asupra unui organism total imatur. De ce fumează tinerii este destul de ușor de înțeles. În primul rând este acea tendință de a socializa, este tendința tinereții de a ieși în evidență cu ceva. Da, este cool să fumezi, ești deosebit față de ceilalți. Aici este datoria noastră ca medici, cu ajutorul dumneavoastră ca și mass media, să promovăm aceste programe de sănătate în care să le explicăm tinerilor de ce nu trebuie să se apuce de fumat, pentru că cel mai bun lucru pe care cineva îl poate face pentru sănătatea lui este să nu se apuce de fumat, iar dacă este fumător să abandoneze cât mai repede fumatul. Să le explicăm acestor tineri efectele nocive asupra organismului uman, dar care, din păcate, pe ei nu impresionează foarte mult, pentru că eu sunt tânăr, sunt sănătos, mie nu mi se poate întâmpla nimic la această vârstă. Dar putem să le explicăm câte alte lucruri pot să facă renunțând la țigară sau neapucându-se să fumeze, care este impactul asupra sănătății lor viitoare dacă fumează. Și mai este o problemă care a apărut în ultimii ani, este această țigară electronică. Țigara electronică este un element care poate să inițieze fumatul la tineri, pentru că ei spun, da, este țigara electronică, nu este periculoasă, de ce să nu o folosim? Cineva a folosit-o în abandonarea fumatului, deci nu este niciun pericol. Din păcate, nu este așa. Țigara electronică conține nicotină. Practic, în momentul în care tânărul începe să folosească țigara electronică, organismul lui începe să devină dependent de drog. La început este suficientă o cantitate redusă de drog pentru a duce la efectele de stimulare, de plăcere și așa mai departe, dar cu timpul numărul receptorilor scade, iar cantitatea de nicotină pentru a-i sătura pe acești receptori este mult mai mare. Și atunci, de la țigara electronică, tânărul trece la țigara obișnuită, unde pe lângă nicotină va prelua și substanțele chimice conținute în fumul de țigară. Rămăsesem cu efectele fumatului asupra organismului uman, deci am atins prima parte de diferite tipuri de cancer, am vorbit de cancerul de plămân, am vorbit de cancerul laringian,
Dar, din păcate, sunt foarte multe tipuri de cancere. Spre exemplu, la femei, cancerul de sân, cancerul de tiroidă este corelat în ultimii ani cu creșterea procentului de femei fumătoare la nivelul întregului glob. Și, din păcate, dacă în țările dezvoltate numărul femeilor fumătoare, datorită programelor educaționale, a început să scadă, asistăm la o creștere a procentului de femei fumătoare în țările în curs de dezvoltare, pentru că industria tutunului, prin reclamele pe care le promovează, că femeia este egală în drepturi cu bărbatul, de ce femeia să nu poată să facă ceea ce face și un bărbat, țintește foarte clar grupurile vulnerabile de populație, acestea fiind tinerii și femeile. Alte boli frecvent întâlnite la persoanele care fumează sunt bolile obstructive pulmonare, bronhopneumopatia cronică obstructivă, respectiv agravarea crizelor de astm bronșic, iar persoanele fumătoare, care în același timp consumă și alcool, care au o viață dezordonată, sunt expuse unui risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză. Deci tuberculoza este mult mai frecvent întâlnită la persoanele fumătoare, la care se asociază și alcoolismul. Bolile cardiovasculare. Bolile cardiovasculare reprezintă un alt segment de patologie care recunoaște ca și cauză directă fumatul. Știm cu toții, angina pectorală, infarctul miocardic sunt mult mai frecvent întâlnite la persoanele fumătoare. Accidentele vasculare cerebrale fiind mult mai frecvent întâlnite la cei care fumează și, în special, asistăm la o creștere a numărului de accidente vasculare cerebrale la femeile fumătoare trecute de vârsta de 50 de ani, atunci când femeia își pierde protecția hormonală, efectele fumatului își fac apariția prin cascada altor boli. De asemenea, la femei, în momentul în care discutăm cu ele și încercăm să le convingem să abandoneze fumatul, să știți că este foarte important să atragem atenția asupra aspectelor estetice negative pe care le are fumatul. Ridarea, unghiile galbene, degetele galbene, îmbătrânirea prematură a pielii este mult mai frecvent întâlnită la persoanele care fumează. Toate aceste lucruri datorându-se afectării vaselor de sânge. Practic, fumatul, prin cele 3-4 mii de substanțe chimice pe care le conține fumul de țigară, scade diametrul vaselor de sânge și atunci orice organ din corpul nostru, inclusiv pielea din corpul fumătorului, nu mai primește o cantitate suficientă de oxigen și va produce efecte pe care atunci când ne apucăm de fumat, la vârste fragede, nu le anticipăm că ni se vor întâmpla. Este important că ați accentuat faptul că nu sunt afectați doar plămânii. Este afectat aproape întreg fumatul organismul. Fumatul afectează întreg organismul uman. Nu există parte din corpul uman, nu există organ care să nu fie afectat de către fumul de țigară. Așadar, este afectat și sistemul cardiovascular, este afectată pielea, este afectat și sistemul osos și sistemul muscular. Și sistemul muscular și sistemul digestiv și sistemul reproductiv. Absolut tot organismul ca și întreg are de suferit în urma fumatului. Fumatul poate crea infertilitate? Da, este dovedit foarte clar că femeile care fumează au de două ori mai puține șanse de a deveni însărcinate. Se recomandă la cuplurile în care unul sau ambii parteneri sunt fumători să abandoneze fumatul cam cu 6 luni înainte de luarea deciziei de a avea un copil, pentru a permite organismului să se refacă, pentru a nu avea probleme cu sarcina. Aș dori să mai accentuez un lucru. Sunt cercetări de ultimii ani în care, pe lângă fumatul activ, pe lângă fumatul pasiv, mai este noțiunea de fumatul la mâna a treia, pe care foarte puțină lume o cunoaște. Ce înseamnă acest fumat la mâna a treia? În momentul în care într-o încăpere, într-o mașină, se fumează. Particulele din fumul de țigară rămân impregnate pe suprafețe, pe covoare, pe perdele, iar în contact cu aerul se produc niște modificări la nivelul acestor substanțe chimice,
ele devenind cu potențial cancerigen. Cine sunt cei mai expuși la aceste particule? Sunt copiii mici care de obicei se târăsc, care pun mâna peste tot și care își introduc mâinile în cavitatea orală și în modul acesta și inspiră și prin contact direct duc aceste substanțe cancerigene în propriul organism. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când se închiriază o cameră de hotel, atunci când închiriem mașini, atunci când stăm cu copiii într-o încăpere în care anterior s-a fumat. Și ceea ce este destul de periculos rezidă din faptul că aceste substanțe chimice nu pot fi îndepărtate prin aerisirea încăperii respective, nu pot fi îndepărtate prin aspirare, prin spălare, necesită de obicei înlocuirea totală a mobilierului, zugrăvire, practic măsuri radicale de curățenie. Deci, cred că prin discuția noastră să reușim să tragem un semnal de alarmă pentru cei care fumează, că fumatul nu este dăunător numai pentru ei însuși, este dăunător pentru cei din jurul lor, este dăunător pentru copiilor. M-am întâlnit în activitatea mea în acest domeniu de foarte mulți ani oameni care vin și spun, da, doamna doctor, eu nu fumez, fumez în bucătărie, fumez în baie, copilul nu intră acolo când fumez eu, dar vă dați seama, practic, acel fum nu are bariere, iasă pe sub ușă, iasă prin cheia, deci copiii sunt expuși. Este responsabilitatea noastră ca și adulți să avem grijă de generațiile viitoare, este responsabilitatea noastră să fim un exemplu pentru ei. Bineînțeles că ființa umană este liberă să-și aleagă drumul ei, pentru că sunt mulți care combat legea antifumat din România, mulți spun că este cea mai dură lege care există, aș dori să spun că nu este așa. În Europa sunt într-o clasificare a celor mai restrictive legi antifumat, România se află pe locul 13. Deci în niciun caz nu suntem în fruntea clasamentului în ceea ce privește restricționarea fumatului. Să sperăm că această lege îi va proteja pe nefumători. Familiile vor putea să iasă cu copiii în locurile publice, în restaurante, dar foarte chiar și mulți în parcuri, pentru că de multe ori ieșim în parcuri și sunt mămici care fumează și fumul acela se împrăștie, nu? Îl putem inhala cu toții. Da, se poate chiar inhala, exact. Afară. Da, chiar dacă suntem afară, dar din fericire pentru noi se diluează într-o atmosferă mai mare și efectele nu sunt atât de evidente ca și atunci când expunerea s-ar face într-un spațiu public închis. Ce aș mai dori să vă spun vis-a-vis de fumat? Există la ora actuală în foarte multe țări programe special concepute pentru a preveni efectele adverse ale fumatului, prevenind începerea fumatului, pentru că noi ca și medici aici trebuie să fim atenți. Este mult mai ușor să previi o boală decât să o tratezi ulterior. Și atenția noastră ar trebui să se concentreze în această direcție și s-a și concentrat în România, desfășurându-se de 10 ani multe campanii care au informat tineretul despre efectele fumatului, au existat foarte multe concursuri cu premii pentru adolescenții care reușeau să se lase de fumat. Atunci când ne lăsăm de fumat, ne îngrășăm? Da, există această frică, pentru că mai ales sexul feminin spune da, fumez, nu mă îngraș și îmi mențin greutatea corporală, îmi controlez greutatea corporală. În momentul în care se renunță la fumat, revine gustul și mirosul și atunci ești tentat să înlocuiești țigara cu alimente care ar putea să ducă la un exces ponderal. Este foarte important pentru persoanele care doresc să abandoneze fumatul singure sau cu tratament medicamentos, să nu înlocuiască țigara cu dulciuri, cu produse de cofetărie, să facă foarte multă mișcare, să pornești de la ideea că a te lăsa de fumat îți va aduce
numai beneficii și, în primul rând, beneficii asupra sănătății, iar cele 2-3 kg pe care se întâmplă uneori să le iei în timpul abandonării fumatului, vei reuși să le dai ușor jos. Dacă pui în calcul riscurile la care te expui fumând și dacă iei în calcul beneficiile pe care le vei obține renunțând la fumat, cred că această creștere ponderală este nesemnificativă. Așa este. Așadar, am avut o discuție astăzi despre efectele negative ale fumatului. Vă mulțumesc mult, doamna doctor, pentru participarea în emisiune. Am tras un semnal de alarmă. Îi rugăm pe părinți, dacă copiilor nu au ascultat și nu au vizionat această emisiune, să le transmită toate informațiile pe care noi le-am pus la dispoziție, pentru că este important, așa cum ați spus, să prevenim, pentru că va fi mult mai greu să tratăm. Este o dependență și dependența este destul de greu de tratat. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere! We'll be right back.